se vor înregistra audio și video, probele de examen în vederea obținerii permisului de conducere pentru proba practică. Fiecare examinator va avea la dispoziție o tabletă cu cameră de luat vederi pe care o va monta în parbrizul autoturismului și va înregistra audio și video întreaga probă, de la urcarea în autovehicul la candidatului și până la coborâre. Regulile nu s-au schimbat. Teoretic ar trebui să nu se schimbe nici procentul de promovabilitate, dar posibil, din cauza emoțiilor, să scadă. Candidații pot folosi aceste probe video în caz că vor contesta examenul? Nu candidații, ele sunt gestionate de către Direcția Regim Permise Conducere și Matriculări Vehicule București și pot fi puse la dispoziția instanțelor competente dacă este cazul, adică dacă există vreo reclamație. Și camera de luat vederi se montează în parbriz cu ventuză, în așa fel încât să nu obstrucționeze vizibilitatea candidatului sau a examinatorului. Ea va filma către înainte și întotdeauna paralel cu axul drumului. Camera este operată manual, nu? Nu e setată să filmeze o anumită perioadă de timp. Nu. Ea... Se activează manual, se dezactivează? Da, se pornește manual. Și se oprește manual. Câte asemenea dispozitive vor funcționa pe... Fiecare examinator atestat are o astfel de tabletă. La Buzău sunt 7 examinatori atestați. Sigur că această cameră va fi o presiune în plus pentru candidat. Probabil pentru cei care sunt mai emotivi, într-adevăr, va fi o presiune. Dar ținând cont că nu s-au schimbat condițiile de examinare, legislația este aceeași,